și tu mă iar acolo unde inima mă bate. Înapoi la mine acasă, unde Dunăra se varsă și ea mă departe, și tu mă iar acolo unde inima mă bate. Unde inima mă bate, unde inima mă bate, unde inima mă bate. Unde inima mea bate, unde inima mea bate, unde inima mea bate. Înapoi la mine acasă, unde Dumnezeu se varsă și ea mă dă departe, și tu mă iar acolo unde inima, unde mea, inima bate. Mea bate. Într-ui cerul care tine, toamna când vântul bate, astăzi la Dăruiește România, într-o ediție specială, iată, am ieșit în parc pentru a spune povești, poveștile noastre, ale românilor. Vă invit să dăruim România astăzi prin mărturisire. Mărturisirea onestă a unei povești cu amprentă românească. O poveste care are în centrul atenției, dacă ne e permisă formularea aceasta, ia noastră românească. Este o perioadă foarte importantă într-o trecere a energiilor și cu atât mai mult trebuie pus accent pe ce înseamnă
obiceiuri datini și forma de trai românească care este reprezentată foarte puternic prin IA, IA românească, care este cunoscută în întreaga lume și care a făcut și furori în moda actuală. Mulți maestri de mod au lucrat-o și chiar și-au consacrat-o, spunând că este producție proprie. Dar vedem că ea devine din ce în ce mai populară, cu atât mai mult. Sunt și foarte multe ii care s-au făcut în China, producții foarte mari, care n-au niciun fel de relevanță. Să ne întoarcem să vorbim de ia românească, care este într-adevăr, are o profunzime, datează din perioada tracilor, geto-daci, dacii care se îmbrăcau cu pânză topită, pânză de casă, cu acele ii care în timp au rămas reprezentative pentru cultura și spiritualitatea românească. Eu, unul, am purtat o ie când am început cu formația Roșu și Negru, în anii 70. Aveam niște cămăși stilizate în formă de ie cu broderii. După aceea, cu Phoenix, sigur, știe toată lumea că noi purtam cămăși de in, de cânepă. Și acum port cu mare drag în proiectele mele care le-am avut cu Renașterea, cu Fanfara din 10 Prăjini, cu Stelul Enache, purtăm ii și costume din pânză topită, se poartă foarte bine, le port și în particular. Dar să revin la forma și prezența și pătrunderea acestor ii, ele au fost făcute, depinde de la regiune la regiune, au diferite semnificații. Sunt ii care sunt purtate de fete tinere, cu anumite broderii, de fete proaspăt căsătorite, care au mai mult roșu în ele și culori la doamne văduve. Din tradiția românească spune că au cămăși cu mai închise, cu negre și cu broderii mai închise spre blămare în negru. Dar și pentru... Se poartă și acum la munte mult, oamenii o poartă cu drag, la sărbători, la nunți, la petreceri. Și chiar și în particular, domnișoarele, fetele tinere, au început să poarte ie cu ginși. Este foarte interesant cum arată. Și iată-ne într-o perioadă de tranziție a iei, când este transpusă într-o ce înseamnă datini obiceiuri și reprezintă o formă foarte puternică de trai românesc. Divai, suflet la meu divai, dar inima mea uita-se-o mais cu tine. Te voi, já se aștepto să-i dai vrarea-și dorul de tu mai. Uita-se-o mais cu tine. Te voi, cu tine voi uita-se-o vântul i-aste stichiu. Fama lung tu di tine. Di voi, di tine mor și-anghiesc, di vrarea ta mi duchesc, eu di voi m-aș pe tine. Di voi, di voi, di voi, di voi, ți moșuteațelele, ți zurleață tu di liligile de dumai. Ti vrota mea. Ti voi, ti gartua cât ti voi, voi tasim aș noi doi, a mirachis te vedo. Ti voi, ti mintitam iuțido, pazină ațel chiro, axi ca-i moții zurleață. Ti voi, cu tine voi tasiu, vindul i-a stis tichiu, va
mama mea lung tu de tine. Din voi, din tine mor și anghiez, tu vrarea ta mi duchez. Arțipon nu-i mi creabă, ti voi, ti voi, ti voi, ti voi, de le, ți zurlață, tu ti lilici lizi tu mai, ti vrota mea. Tu vrarea ta mi duchez, vamea lung tu de tine. Di voi, di tine mor și-anghiez, tu vrarea ta mi duchez. Ah, țipon nu-i mi creabă, di voi, di voi, di voi, di voi. Ți-i mușuteațelele, ți-i zurleață, tu tililicilini dumai, tivrota mea. Eu de fiecare dată când veneam cu Phoenix în concert în România, nu se putea să ne duc vreun cojoc sau o bundiță sau o ie la băiatul lui fiul meu, la prieteni, la rudele din Germania, erau chiar foarte îndrăgostiți de portul românesc și de fiecare dată când ajungeam prin munți, cumpăram de la diferite persoane, mă uitam să fie o pânză mai veche, să fie pânză de casă, să fie in, să fie cânepă. Acum se face și din lână, din bumbac, din materiale care într-adevăr se poartă lejer. Dar, cum spuneam, semnificația este foarte profundă și are un dor pătruns, un sentiment foarte puternic când te îmbraci în ie cu cămașa albă și îi dai căldură, dai lumină sufletului, cum ar veni, și toată lumea primește o altă formă de a trăi și de a simți lucrul ăsta. S-au făcut multe festivaluri de ei, mie îmi pare foarte rău că încă nu a fost consacrată să intre în patrimoniul UNESCO. Dar m-aș bucura tare mult, într-adevăr, să reprezintă foarte puternic spiritul și românul care simte să trăiască românește. Mai ales cei de peste hotare, sunt foarte mulți în diasporă care sunt sigur că la sărbătorile românești și când se duc în vizită și astea, poartă ei. A devenit un element foarte up-to-date, foarte modern și foarte interesant, cu broderii foarte frumoase, se lucrează greu, o ie adevărată are și un preț mult mai mare, depinde de... Iar portul și regiunile unde se poartă, sigur, în Moldova, eu când am venit în 69 la festivalul de rock cu Roșu și Negru, am venit și am cântat, când m-am consacrat de altfel, aveam o bundiță moldovenească. Și am poze și de atunci, chiar în perioada aceea, mari cântăreți de rock, în perioada Flower Power, ea s-a purtat foarte mult, toți hipioții din toată lumea purtau ei și cămăși largi de cânepă, de... Deci ca să vedeți ce înseamnă tradiția românească. Mulți au purtat-o și au îndrăgit lucrul ăsta și straile astea și s-au identificat cu ele. De altfel, cum ne identificăm și noi oriunde am fi pe planetă? Când pui o cămașă de in și spui o vestă de pâine, de pânză de casă, simți și trăiești spiritul românesc profund. Ea se găsește și pe columna lui Traian. Are o forță din moși, strămoși, din ce înseamnă strămoșii noștri daci. O purtăm și acum, ce înseamnă continuitatea unei îmbrăcăminți, unei straie care au ajuns, într-adevăr, în timp, să fie purtate și de foarte mulți occidentali. Asta este...
eu știu că noi suntem într-adevăr un popor iubit și un popor binecuvântat. Și de fiecare dată când am mers, unde am mers, tot așa prin concertele care le-am avut în străinătate, și puneai o haină românească, o ie sau o bundiță, într-adevăr, are o altă... îți dă o altă lumină și primește așa o căldură, primește, oamenii devin prietenoși. De ce oare? Pentru că straile astea emană o energie pozitivă și o bucurie când, în momentul în care vezi pe cineva îmbrăcat cu straie populare, deci cu opinci, cu ițari, cu... Este ceva deosebit și eu țin foarte mult la ce înseamnă tradiție și obiceiuri și date românești și de aceea doresc cu atât mai mult să poarte și să se afle de straile românești. Da, uite că aici e un mister, ca multe alte mistere din tradițiile românești care au dăinuit și acum obiceiuri și date arhaice precreștine care sunt iarăși acum puse în evidență, le trăim și le sărbătorim cu toții, sunt acceptate, a intrat în viziunea și în tradiția poporului român și asta mă bucură enorm să văd drăgaica, să văd sânzienele, să văd, sunt date în obiceiuri care pătrund în timp dintr-o cauză clară. Cumva noi suntem purtați în călătoria asta scurtă a vieții de anumite energii, de anumită trăire și cu atât mai mult când te întorci în timp și îți pui niște straie care au avut o încărcătură extraordinară românească a pământului ăstuia și simți lucrul ăsta, cu atât mai mult transmiți celorlalți care te văd. Și ea cred că s-a impus singură, ca multe alte lucruri românești s-au impus singure și au dăinuit în timp. Noi nu mai a trebuit numai să le luăm și să le purtăm mai departe. Aurică, ești un șat, ești mutresc, o fată nică. Nu știu cum s-a dat, mutresc, o vintul bate, pe licea cade și eu la tine mi-nduiesc. Una fată moșotecă, aurică, ultima fată moșotecă, uite ilușa mea. Una fată moșotecă, aurica ultima fată moșotecă, uite din ușa mea. Aurică, ești un șat, ești mutresc, o fată nică. Nu știu cum s-a dat, mutresc, o vintul bate, pe licea cade și eu la tine Doamna, când o vintul bate, când au liscuța, aurica nică, m-am șat, ea s-a dra. Doamna, când o vintul bate, când au liscuța, aurica nică, m-am șat, ea s-a dra. Aurica, ești în șat, știi, mutresc, o fată nică. Nu știu cum s-a dat, mutresc, o vintul bate, lelicea cade și eu la tine mi-nduiesc. Aurică, ești în șat, știi, mutresc, o fată nică.
Nu știu cum s-a dat mutresc o vântul bate din legea care ce-o la tine înduiesc. Aurică, ești în șată, știi mutresc o veată ghică. Nu știu cum s-a dat mutresc o vântul bate din legea care ce-o la tine înduiesc. Pentru mine ce înseamnă să porție, înseamnă tradiție, înseamnă cultură, înseamnă identitate. Pot să zic că IA într-adevăr este românească, dar este și balcanică, pentru că noi balcanii avem cam aceeași obiceiuri, mai mult sau mai puțin. În Albania, de exemplu, de unde vin eu, în zona Corcei, ne reprezintă prin îmbrăcămintea tradițională, avem și IE, avem și gențile. Asta e o geantă veche făcută de bunica mea, manual. Ceea ce înseamnă că tradiția balcanică e și în ziua de astăzi, e vie. E vie, trăiește și chiar m-aș ruga și chiar îmi doresc să meargă mai departe, pentru că prin tradiție și educație un popor se dezvoltă și se ridică în divinitate. Asta reprezintă pentru mine IA, că de fapt, mă repet, este tradiția unui popor. Sunt foarte bucuroasă când am întâlnit și în România și chiar se sărbătorește și se continuă să se ține la fete tine, la anumite zone. Am văzut la Maramureș cât de frumoase sunt anumite îmbrăcăminte tradiționale în care au IA pe bază, în Moldova. Și numai ce se deosebește de noi, să zic că nu sunt foarte sigur și nu vreau să afirm asta, e că e vorba de culori, cum sunt cusute. La noi mai multe sunt în culori vie. Culori vie se înseamnă, pentru noi arată viața cât e de înflorită, cât e probabil că noi fiind din Albania avem mai multă soare, nu că România n-are, dar fiind o țară mediteraneană, asta ne reprezintă, ca și Grecia, ca și tot ce înseamnă Sud. În România sunt mai frumoase și româncele, să zic așa, doamnele de la țară, le fac atât de frumos și te pătrund și te duc într-o lume atât de pură și sănătoasă, încât ar fi păcat să se piară așa ceva. Chiar îmi doresc, cum am și spus, să continuă istoria ei. La început a fost o cultură pe care m-a speriat, că am crezut, mamă, cum o fi, n-o fi aceeași, știți cum e ca într-o familie. Când te căsătorești cu altcineva, nu știi din ce familie provine, nu știi istoria, nu știi, te duci cu dorul ăla de a fi cu cineva și că ți-ai întâlnit iubirea. Așa a fost și România pentru mine. Când am îmbrățișat România, primii ani de existență aici, să zic așa, am întâlnit cât avem în comun. Știam după istorie cât avem în comun, dar am simțit și am atins cu mâna mea cât de apropiat suntem și cât ne leagă prin tot, prin majoritatea lucrurile, prin două popoare calde, două popoare care au fost, cum să zic, au venit alții peste ei, dar ei au trecut cu demnitate, nu s-au umilit. Două popoare care n-au fost în casa nimănui ca să-și arate forța și să-și arate bărbăția, să zic așa. Două popoare care au avut blândețea și suferința în suflet și au trecut prin lumină. La tot și trecă, din păcate. Asta e istoria și asta e viața, dar important e că suntem luminos și asta eu am regăsit în România. Și pentru mine România, am și spus, este a doua casă, deci nu fac vreo deosebire între România și Albania și atât mai mult că avem cam aceeași tradiție, aceeași educație, mai mult sau mai puțin, și suntem aceiași oameni care primim și care suntem generoși. Am venit în România și am descoperit o România atât de mare, un București, de fapt. Eu venind dintr-un oraș
cât de mare pentru toată Albania e, atât de mic pentru această București. Știu că Albania, din principiu și din ceea ce e el, e foarte mic. Noi suntem nici 2 milioane de locuitori. Și m-am trezit într-un București imens pe care m-a speriat. Și fiind copil, a avut un mare impact, crezând, mamă, unde am venit și cât o să stau. Dar întâmplarea a făcut să cunosc pe soțul meu și să mă îndrăgostesc nu numai de țară, dar și de, să zic mai exact, m-am îndrăgostit de el și pe urmă m-am îndrăgostit de țară și mai mult. Nu, România e frumoasă, România e superbă. România e frumoasă, România are oameni frumoși și extraordinari. Mă rog, nu vreau să vorbesc de partea cealaltă pe care știm cu toții și nu trebuie să ne catalogizăm prin ceea ce se întâmplă politic oriunde în lume. Trebuie să descopere România, pentru că odată venind în România te vei îndrăgosti de tot. Te îndrăgostești de alimentație, de mâncare, în primul rând, că e foarte bună. Te îndrăgostești de tradiție, de cultură, de muzee, de toate aceste locuri superbe în care merită văzute și trăite. Statele Unite, de obicei, de câte ori se întâlnesc românii, vin cu câte un element național la acea întâlnire. Cred că ne reprezintă, cred că identitatea noastră în materie de port, în materie de vestimentație,
cred că are legătură cu rădăcinile noastre, are legătură cu unitatea dintre români, mai ales în străinătate, unde sunt destul de rar și răspândiți cam peste tot. Atunci acest lucru este unul dintre elementele pe care îi leagă pe toți. Și e foarte frumos să te duci la o petrecere sau la un eveniment și să vezi că fiecare dintre români se identifică prin acest element, prin acest sport. Da, vreau doar puțin să-l completez pe Marius. Adică eu mi-aduc aminte de o experiență a mea personală. Am acasă două ii care au fost, i-au aparținut mamei mele și pe care și eu, evident, de mică le-am purtat. Așa cum spuneai, nu mi-aduc aminte să fi dat atât de mare importanță iei atunci când eram copil, pentru că erau mult mai multe alte lucruri care ne fascinau decât aceste ii. Însă iată că cu timpul am învățat să ne iubim portul și nu numai în public, nu numai publicul pe care îl vezi atunci când vine la anumite evenimente sau da, că tot există această zi internațională a ei pe care o sărbătorim. Da, așa cum zicea și Marius, este un lucru care ne unește și plecând de la Regina Maria, cea care a purtat cu atâta dragoste ia românească și pe care a purtat-o și a dus povestea ei atât de frumos. Cred că fiecare dintre noi acum, având această zi internațională a ei, iată că o putem celebra sau ne putem gândi altfel la ea și putem da o altă importanță față de atunci când, repet, era o simplă cămașă primită de la mama sau ea primită de la bunica și tot așa dată din generație în generație. Evident că eu acum mă bucur foarte mult de lucrurile vechi pe care le-am și aceste ii vechi pe care le-am, pentru că unele împlinesc 100 de ani, da? Dar da, cred e o bucurie pentru noi că putem sărbători astăzi această zi internațională a ei. Me la banda tute. Hola. Alguien con su china.
Cred că se îndepărtează un pic ca identitate de zona folclorului. Dacă până nu de mult ea aparținea doar folclorului și doar anumitor zone sau anumitor tradiții din cultura românească, cred că acum ținem neapărat să ne identificăm cu un loc, cu o rădăcină, să arătăm lumii că aparținem unui loc. Cred că ăsta e motivul pentru care îmbrăcăm ea. De exemplu, noi la concertele noastre nu cântăm numai muzică care are legătură cu România. Cântăm și jazz, cântăm și muzică clasică, dar în majoritatea concertelor avem un element românesc pe noi. Și nu pentru a reprezenta neapărat muzica sau portul național, pentru a arăta lumii că suntem mai cuiva pe pământul ăsta, aparținem cuiva, aparținem unui loc cu rădăcini foarte puternice, nu suntem ai nimănui, suntem așa veniți din neant cu o cămașă albă și cu o pereche de blugi pe noi și cred că a depășit puțin granița folclorului și a zonei autentice în care să vă arătăm noi cum se purtau bunicii noștri acum 100 de ani și așa mai departe. Cred că ține foarte mult de identitatea noastră, de rădăcinile noastre acest sport, pentru că în foarte multe țări, cred că e o chestie de globalizare asta, nu numai la români, portul ăsta național, ile intră în tendințele de fashion și am văzut foarte mulți creatori mari care adaptează, reinterpretează, stilizează ea, sigur cu elementele din fiecare zonă, cu elementele naționale, dar tocmai pentru, cred că acesta este simbolul, cel puțin eu așa o simt când o îmbrac. Nu cred că reprezint o anumită zonă folclorică sau, dar vreau să arăt lumii că nu s-a nimănui pe pământul ăsta, știi? Aparțin unui popor cu rădăcini foarte puternice, cu o cultură foarte puternică și vin să reprezint aceste rădăcini noastre. Foarte frumos, nu mai spun nimic. Nu mai am ce să spun. Da, pentru că când eram mic, la fel cum spunea și Arabera, uram chestia asta pentru că se asocia cu bătrânii, era asociată cu o chestie antică. Pentru mine, 50 de ani în urmă, când eram copil, erau dinozaurii, ori cred că nu a fost povestea spusă cum trebuia, știi? Da. Pentru că acum uite cât de multe povești le avem noi românii, da. Știi? Sunt zienele, dragobetele pe care, într-adevăr, sunt zienele, da, care se asociază, adică, mă rog, ziua internațională a ei e și în această zi de sunt ziene, da? Da? Și uite cât de multe sărbători minunate avem, de care atunci când eram mici nu știam să ne bucurăm, pentru că, exact cum spune Marius, le asociam cu cei bătrâni, pentru că erau niște ritualuri în care bătrânii făceau anumite lucruri și atunci noi copiii ne mai sustrăgeam de la aceste ritualuri, dar iată că lucrurile sunt... Lui băiatul meu care pare 18, 19... Mai Marius, 20, are 21 de ani. Cum are 18 ani? Au. Are 20 de ani. Bine, eu câți ani am atunci, ca să știu? De multe ori în glumă mă întreabă, ci că, tată, când erai tu copil, viața era color? Adică era color sau era alb-negru? Mă duc aminte că și eu aveam senzația asta. Deci viața bunicilor mei era așa undeva contemporană cu dinozauri, cu... probabil că din acest motiv uram, între ghilimele spus, sportul popular românesc care te ducea, te purta în timp foarte, foarte mult. Sigur că tentațiile erau foarte mari spre lucrurile moderne, spre vestimentația modernă, mai ales că în România nu exista absolut nimic din toate lucrurile astea, dar uite că odată cu maturitatea, ca să zic așa, cu înțelepciunea, ajungi la niște lucruri esențiale omului și esențiale... Și depinde și cum povestești, da, știi, până la urmă, cred. Ca să poți să porți asta cu multă responsabilitate și să o reprezinți, că de fapt asta e cuvântul. Trebuie să fii extrem de mândru că o porți și în momentul când ai pus-o pe tine, nu mai ți-aparții ție, ți-aparții unei întregi culturi, unui întreg popor.
un întreg neam, da. Și trebuie să fii mândru și responsabil în același timp când o pui pe tine. Povestea o spunem fiecare, da? Fiecare prin ceea ce facem noi, prin cultura noastră, prin dragostea noastră față de oameni, față de, așa cum spuneam, față de port, față de sărbătorile pe care le avem, pentru că fiecare neam are sărbătoarea lui și, nu știu, cred că aceasta este... Povestea o spui tu ca entitate, tu ca persoană, prin tot ceea ce faci în momentul când ești în fața unui străin, unui om care nu cunoaște cultura ta. Pentru că el asociază fiecare gest pe care îl faci, fiecare frază pe care o spui, fiecare lucru pe care îl faci, îl asociază cu cultura de unde vii tu. De asta spun că trebuie o responsabilitate extrem de mare. Avem fiecare dintre noi în momentul când depășim granițele și suntem în fața unor străini care ia contact cu noi. Fiecare dintre noi este reprezentantul țării și trebuie să fim extrem de atenți la toate detaliile, la toate lucrurile, că nu putem veni doar cu o poveste pe care să o scriem. Nu, noi înșine suntem povestea, fiecare dintre noi. Eu am avut prilejul să cânt pe tot mapamondul ăsta, pe tot globul ăsta, dar și la oameni care nici măcar nu auzise de România și nu știau, nu mai zic că nu știau unde e pe hartă, că asta întâlnim și prin America oameni, și dar am cântat prin Africa, prin America de Sud, prin Asia, prin locuri extrem de îndepărtate care nu auzise, nu știau despre România. Și vai, mi se făcea pielea de găină că spuneam, Doamne, eu sunt primul impact asupra acestor oameni care ei au legătura cu România prin mine, deci ce să fac, cum să mă compor, pentru că eu voi fi pentru ei definiția a ceea ce înseamnă România. Nu auzise de absolut nimic, nici de Ceaușescu, nici de... Ne auzise muzica noastră, după care stăteau de vorbă cu noi. Și le spuneam tuturor colegilor mei, băi, mare atenție, pentru că noi suntem, în momentul ăsta suntem România, oamenii ăștia vor ști de România și prin intermediul vor face o părere despre țara asta, despre o nație întreagă, prin intermediul nostru. Și de asta tot timpul spun de responsabilitatea pe care o avem, fie că purtăm oie, fie că nu purtăm oie, dar mai ales când purtăm un port al neamului nostru. Bine, lucru valabil cred că atât în afara granițelor cât și în România, pentru că și aici este foarte important cum transmiți mai departe copiilor tăi această poveste și dragul tău de neam și iubirea față de aceste lucruri care te fac să fii mândru că ești român, inclusiv da, de artiștii pe care avem, de oameni importanți, de sportivi, de absolut toți cei care reprezintă și fac România, de oamenii de rând, pentru că practic povestea aceasta pleacă de la noi, de la oamenii de rând, indiferent de ce avem în spatele nostru. Noi putem face România și povestea României frumoasă atât în țară cât și în afara granițelor țării. Asta cred că e povestea. Așa o putem spune. Cu drag și cu iubire și cu credință și cu loialitate și cu unire. Unire. Da, povestea e noi. E în fiecare dintre noi. Noi suntem poveștile României. Ce lumea o striga.
ftiza. Glasul ei un cântec nesfârșit, de doi necântate răsărit. Chiar și zmeii de ea s-au îndrăgostit. Viața-i un descântec de altar, în roche albă de mărgărita. Ăștia într-o zi cât alții într-un an. Din amor croită, de stele ursită, s-a născut o fetiță ce lumea o striga. Săftiță. Azi, cu mare bucurie, am să port această ie. Sunt plecat de mult din țară singur cu a mea vioară, dar pe meleaguri străină o comoară am luat cu mine. Graiul și amintirile, portul și obiceiurile, muzica cea strămoșească ce-a reușit să ne unească. Să cântăm cu mic, cu mare, că e mare sărbătoare. Este o mare bucurie să purtăm cu toți o ie. Pe meleaguri depărtate sau prin satele uitate, inima ne bate vie pentru a noastră Românie.
Dragi telespectatori, este o mare bucurie să purtăm cu toții IE. Astăzi, de Ziua Internațională a IE, IA, Patrimoniul UNESCO, este o mare bucurie să vă ofer acest moment muzical. Vă veți întreba de ce Hora Unirii nu este Unirea Națională astăzi. Dar IA este de asemenea un element care ne unește pe toți, indiferent în ce țări ne aflăm. Inspirat ieri de către asociația La Blues Ruma, într-un live făcut din România și de la Chicago, m-am gândit să mă alătur dumneavoastră printr-o nouă trăire, cu un nou mesaj, acela de a ne uni și peste granițe, acela de a promova tot ceea ce înseamnă arta și cultura românească. Sunt mândru să vă spun că activitățile mele violonistice se amplifică printr-un proiect prenumit Hora Unirii, un proiect care introduce în școlile românești din diasporă muzica și cultura într-o formă în care copiii pot învăța pe motive românești, pe melodii prea bine știute, ce înseamnă cultura românească. Acest proiect de suflet, care a început înainte de perioada de pandemie, se va continua cu următorul an școlar împreună cu Asociația Părinților Români din Luxemburg și de asemenea pe teritoriul Germaniei la școala proprie în Schuller, în Rheinland-Pfalz, Eifel. Sentimentul de unitate a crescut foarte mult în mine în ultima perioadă și prin concursul național Doctorul Viorilor, care s-a încheiat cu mare bucurie și care a cerut mai mult continuitate, încât acum ne aflăm deja la ediția a doua. Ediția a doua pe plan internațional. Ceea ce am realizat doar în câteva săptămâni împreună cu copiii care nu se cunoșteau a fost fantastic. Sentimentul de unire a fost creat în workshop-urile pe care le-am efectuat împreună în sălile de clasă online, profitând de aceste noi mijloace tehnice pentru a putea să ne regăsim, pentru a putea să trecem cu bine această perioadă grea și de încercare, mai ales pentru copii. Mesajul meu pentru dumneavoastră este să găsiți unitate și să creați cât mai mult lucruri frumoase, lucruri bune, lucruri care să ne reunească, lucruri care să ne reîntregească. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate! Sunt pe fugă, nu mai am timp, e mult prea mult ceea ce simt. E totul minunat, aș spune de aș putea, dar trebuie mereu să mint. Mă mucă, nu mă sfădi, mă mucă. Mă mucă, nu mă sfădi, tu ce mă și mă veni. Și apoi mama ți-a fi dor de mine. Știu că ți-a fost și ție greu, dar înțelege, eu sunt eu. Dar ești mama mea, nu oglinda mea, îmi ești un colț de Dumnezeu. Îți zic, nu mai are rost să-ți faci griji și să dor prost. Întreabă-ți inima, ascultă liniștea și lasă soare tot ce-a fost. Mă mucă, nu mă sfădi, mă mucă. Mă mucă, nu mă sfădi, duce-mă și noi veni. Și-apoi, mamă, ți-a fi dor de mine. Mama, ți-a fi dor de mine.
lasă-mă în lumea mea, mă, că sunt tot în grija ta de vreo 30 de ani încoamă. Nu mă las să fiu bărbat, că ești tu prea mamă, mamă. Nici băieții nu mă cheamă, nici mândruța nu mă vrea, mă. Mă mucă, fă-ți curație și suflă-mi pe pădie, ca să-mi crească aripie, să-mi găsesc și eu soție. La cel de sus mă voi ruga să fii tu om liber, mamă. Și atunci eu te voi urma ca să fiu ca tine, mamă. Mă mucă, nu mă sfădi, mă mucă. Mă mucă, nu mă sfădi. Duce-mă și noi veni și-apoi, mamă, ți-a fi dor de mine. Mă mucă, nu mă sfădi, mă mucă. Și mamă, ți-a fi dor de mine. Și-apoi, mamă, ți-a fi dor de mine. Și-apoi, mamă, ți-a fi dor de mine. Mă bucur să am ocazia să vă împărtășesc gândurile mele într-o zi specială, ziua ei, care a devenit importantă pentru mine în ultimii ani. Odată cu dragostea mea pentru folclor și tot ce înseamnă inspirația din folclor în muzica mea. Nu mi-a plăcut întotdeauna, nu am fost atât de legată de folclor de mică. Eu sunt moldoveancă, sunt din Onești. Și amintirile mele sunt legate de muzica populară. Era că dansam cu tata atunci când eram mică, pe la petrecere, îmi plăcea foarte mult să dansez cu el pe muzica moldovenească, aceea foarte iute, dar pe care nu pot să o cânt. Și eram ferm convinsă, de-a lungul anului am fost ferm convinsă că eu nu pot interpreta folclor. Și momentul care mi-a schimbat total această impresie și mi-am dat seama că dacă iubești folclorul, poți să-l interpretezi până la urmă în felul tău. Nu neapărat ca un cântăreț profesionist de muzică populară, eu nu sunt așa, sunt o cântăreață de muzică pop, dar că poți să-i aduci touch-ul tău personal și să te bucuri interpretând muzica populară românească, un repertoriu absolut fabulos. Și momentul în care m-am apropiat de muzica populară a fost odată cu invitația primită de la echipa Odată în Viață, a televiziunii române, și pe care l-am acceptat-o, dar am fost extrem, extrem de temătoare că nu o să-mi iasă. Și atunci am ascultat muzică de mai multe zone ale țării și mi-am dat seama că vocea mea poate să sune bine și în registrul ăsta, interpretând în felul meu. Sunt ani buni de atunci, cred că vreo 7-8 ani, în momentul în care am început să ascult muzică populară, să mă apropii în mod special de zona Maramureșului, zona Banatului. Deci eu sunt moldoveancă, dar v-am zis, nu, vocal nu pot să rezonez foarte bine cu muzica din zona respectivă. Și mai mult decât atât, în momentul în care am început proiectul meu solo, mi-am dorit să aduc influențe din muzica populară în repertoriul meu. Lucru care se face foarte greu, pentru că muzica aceea pe care o apreciez, o muzică veche, cu profunzimi, pe care o cântă rapsozii populari, sunt preferații mei din tot ce înseamnă vocile folclorului românesc, pentru că păstrează nealterate poveștile de la sat, dintr-o lume care nu mai există, din păcate. Și oricât de frumoase ar fi vocile care vin din urmă și oricât de mult ar culege și ar încerca să păstreze tradiția, din păcate lucrul ăsta nu se poate întâmpla 100%, pentru că lumea nouă a venit peste noi cu tot ce înseamnă ea, cu poveștile zilele noastre, cu tehnologia, și atunci efectiv nu mai poate fi la fel.
De aceea mi-am dorit foarte mult ca inspirația mea să fie foarte curată și am călătorit la sat. M-am întâlnit cu acești rapsozi pe care i-am ascultat zile întregi, am ascultat povești, le-am înregistrat muzica și am încercat să, să transport mici frânturi din muzica respectivă în ceea ce fac eu. Este foarte greu pentru că ți-e frică să nu alterezi ceva atât de valoros, cu o semnificație atât de adânci. Și de aceea lucrul este foarte anevoios și chiar dacă nu o să reușesc să valorific 100% din materialul pe care l-am înregistrat, este plăcerea mea să ascult acele voci cântând fără să cunoască scena, fără să cunoască neapărat feedback-ul din partea publicului, ci cântându-și emoțiile, poveștile, torurile, supărările, așa cum se întâmpla acum 100 de ani în lumea satului românesc. Evident că această pasiune pentru folclor m-a apropiat și de portul popular. Sunt absolut fascinată de portul popular românesc. Admir în egală măsură hainele acelea simple făcute de mâna țărâncilor de la A la Z, însemnând fibrele care se prelucrează și cusăturile și așa mai departe, până la ele stilizate care erau în porturile boieroaicelor de altă dată sau chiar a reginei Maria, care avea o colecție impresionantă de ei și de haine inspirate din zona asta populară. Este un tezaur impresionant pe care îl avem și de care trebuie să ne mândrim. Punct de inspirație, până la urmă, nu numai pentru noi, dar se pare că și pentru case de modă mari de afară. Îmi doresc să, ca tinerii din ziua de azi, să înțeleagă cu adevărat ce înseamnă această moștenire și să se bucure de ea, să nu considere ceva de suet și neimportant. Dimpotrivă, să aibă răbdare să se apropie de tot ce înseamnă românesc, autentic și frumos. Sufletul la tine trage, mi-a intrat să piele grav, o fi rău sau o fi bine, poezie sub ceașa, potriviți ca două rime, amazing, nu te complica, ei nu știu, e prea târziu deja. Am luat foc și visele, de când tu îmi dai emoții, și trecutul l-am lăsat pentru-un viitor cu tine. Mi-ai dat viața peste cap și nici nu te cunosc prea bine. Amazing, nu te complica, ei nu știu că prea târziu deja. La tine mă uit la ceas din oră în oră. Am un fix la ta iubire când dispar din senin deodată plouă. Și văd raze de soare doar în picături de rog. Tu ești singurul meu punct de sprijin într-o lume trecătoare în care niciunul nu știm încotro s-o luăm, dar ne ținem de mână. Nu contează unde mergem dacă ajungem împreună.
poveste foarte interesantă legată de prima mea ie, primul meu costum național. Eram pe la vârsta de 9 ani și am mers la un concurs de muzică folclorică, pe atunci cântam folclor. Asta a fost prima mea dragoste, folclorul. Și am mers la acel concurs, iar după, imediat după ce am terminat de cântat, cineva din juriu m-a rugat să cânt altceva, ce am pe, adică un cântec foarte drag mie. Și am cântat Tatăl nostru. A fost un moment cu totul deosebit, foarte multă lume s-a ridicat în picioare și la acel concurs am luat premiul întâi. Din primii bani, adică a fost primul meu concurs republican și din primii bani mi-am luat primul costum național, pe care l-am și astăzi și îl port cu mare, mare, mare drag. Noi, cei din Republica Moldova țin foarte mult la tradiții. Asta am sezizat-o de când eram mică. Și vă spun și de ce. De sărbători, întotdeauna oamenii se adunau în case și cântau foarte multă muzică populară. Cei care aveau norocul să fi păstrat o ie de la bunici, străbunici, veneau în ei. Că orice sărbătoare era manifestată în modul ăsta frumos. Ea este, din punctul meu de vedere, o bogăție imensă pe care o are poporul român și faptul că ea este dusă și pe plan internațional și valorificată în marile case de modă, mi se pare ceva de excepție. Pentru că e chiar o bogăție și e păcat să nu o vadă lumea. Eu întotdeauna am fost entuziasmată de ei și de culorile și de țesăturile și de farmecul acestor costume. Adică sunt absolut impresionante. Oriunde m-am dus în străinătate, în momentul în care am pus ea națională pe mine, întotdeauna am fost remarcată și întrebată despre costum și despre și de unde îl pot achiziționa. Chiar fac cadou oamenilor dragi. Nu știu dacă se știe, dar am rude acum mai nou în Grecia și celor apropiați le-am făcut cadou câte o ie, pentru că le-a plăcut atât de mult încât m-au rugat să-i ajut să achiziționeze.
întotdeauna am fost întrebată dacă eu sunt româncă sau moldoveancă sau cum e treaba asta. Și întotdeauna am spus că pământul de acolo este 100% românesc și faptul ăsta confirmă numai limba, dar și tradițiile pe care le avem comune și acest costum, costum românesc, IA, la fel, e practic o dovadă că cele două părți au fost aceleași și povestea, oricum povestea mea, în general, a mea, este foarte fascinantă, așa, de cum am plecat de acolo, cum am venit în România. Dar întotdeauna tind să menționez că suntem români și că vor toate lucrurile astea, pornind de la tradiții, limbă, fel de a gândi, este de fapt 100% românesc și că diferențele sunt doar faptul că cineva a tras o linie, o graniță acolo. Apropo de mixul ăsta de culturi, când am făcut botezul primului nostru copil, Alexandros, l-am dus în costum național românesc în biserică și l-am scos în costum tradițional grecesc. Și iarăși a fost foarte spectaculos. Plus, cei din Grecia ne-au făcut o mare surpriză și au venit și ei îmbrăcați în costumele lor tradiționale. Ceea ce ne-a frapat, pentru că noi nu ne-am pregătit pe zona asta, nu ne-am luat iile cu noi și ne părea într-un fel rău că de ce nu am venit și noi cu acest frumos veșmânt la biserică, dar am recuperat după aia. Personal, nu vorbesc foarte mult, dar pe unde mă duc, cânt românește și port românește. Și încerc de fiecare dată să fiu un exemplu pentru cei care mă văd, pentru cei cu care comunic și ei să vadă din felul meu de a fi ce înseamnă să fii român. Ce pot să spun este că am avut o copilărie foarte fericită. Am crescut la țară, am avut toată libertatea și am trăit frumos, adică copilărie din aia cu mâncat de cireșe, cu alergat pe izlaz, cu strâns flori în pădure, foarte, foarte frumos. S-a întâmplat, lucrurile s-au derulat în viața mea ca și cum cineva m-a luat de acolo și m-a dus aici. Și eu zic că totuși cineva a hotărât ca eu să fiu aici. Nu am visat, nu m-am gândit la asta, ci pur și simplu am luat-o ca pe un dar, pot să zic. Am avut acces la o școală bună, am avut posibilitatea să fac muzică și să întâlnesc oameni care să creadă în mine și să mă promoveze. Și cumva m-a bucurat, nu pot să zic. Adică am conștientizat că aici trebuia să fiu, pur și simplu. Nu. Dar am în suflet mereu dor. Dorul de casă, dorul de locul natal. Conștientă fiind că acolo nu prea aveam ce să fac. Dar ele există. E rădăcina. Acolo sunt rădăcinile. Multă lume mă întreabă de ce, dacă nu m-am mutat acolo sau de ce nu m-am mutat până acum, pentru că Grecia, într-adevăr, este o țară absolut superbă. Încă nu am dorința asta, nu știu de ce. Mă duc cu drag, familia de acolo mă iubește și mă primește cu... și se ved. Se vede sinceritatea pe ei, dar nu știu de ce nu mă atrage atât de mult. Habana, probabil o să se schimbe lucrurile în timp, dar deocamdată locul meu îl simt aici. Thank you.
Sunt Carmen Târnoveanu și vă provoc să dăruiți România oricând și de oriunde. Înapoi la mine acasă, unde Dunărea se varsă, și ea mă dă departe, și tu nu iar acolo unde inima mă bate. Înapoi la mine acasă, unde Dunărea se varsă, și ea mă dă departe, și tu nu iar acolo unde inima mă bate. Bate. Unde inima mea bate? Unde inima mea bate? Unde inima mea bate? Bate.